domnul prezent? Da, bravo. Mă bucur pentru colaboratoarea dumneavoastră. Așa colaborator aș vrea și eu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Îi mulțumesc domnului director. Noi vă mulțumim pentru amabilitatea cu care ne convocați de fiecare dată. Nu, și avem ocazia să facem și un alt fel de activitate decât cea obișnuită. Da, noi suntem un fel de complement al învățământului și ne completăm unii pe alții, pentru că rostul Casei Cultură este să ajute într-un fel cu la acea materie extracurriculară școala. Și din când în când să ne amintească un lucru banal, că viața este făcută din simboluri. Din simboluri, din momente simbolice, cum este și ziua nașterii. În viața noastră avem câteva repere. Când ne naștem, când ne cununăm, când botezăm și când plecăm pe drumul eternității. Un simbol din acesta îl trăim împreună astăzi, pentru că pe 15 februarie, după ziua îndrăgostiților, este născut, s-a născut Dinu C. Giurescu. Noi, Vrancea, suntem un județ norocos pentru că la noi în județ a trăit, a creat singura familie de istorici pe trei generații. Constantin Giurescu, Constantin C. Giurescu și Dinu C. Giurescu. Cei trei au fost doi academicieni, al treilea Dinu este încă în viață și astăzi împlinește 90 de ani. Dacă onorabila, onoranta sau instituția Academia Română nu a găsit un moment să-l omageze pe Dinu C. Giurescu, noi, la Casa de Cultură din Odobești, avem obligația morală să marcăm simbolic acest moment, pentru că familia Giurescu este legată de Vrancea. Tatăl, Constantin Giurescu, a fost profesor de istorie la liceul Mirea. Fiul Constantin C. Giurescu s-a căsătorit cu fiica lui Simeon Mehedinț și a avut o cramă până în zilele noastre pe strada Podgoriei, crama Giurescu. Iar fiul Dinu C. Giurescu este cetățean de onoare al orașului Odobești din 2006, iar Casa de Cultură poartă numele tatălui, Constantin C. Giurescu. Și din când în când, cei care vă mai plimbați și ardeți hârtii cu buruieni în ele, avem un bust în Odobești al istoricului din Constantin C. Giurescu, undeva în centrul civic. Am vorbit acum 3 zile cu domnul profesor Dinu Giurescu și ne-a promis că la ora 12 poate intra telefonic cu noi. Eu voi încerca să fac conexiunea telefonică. În timpul acesta o să rog pe domnul profesor să vă povestească, să vă spună 2-3 cuvinte despre istoria văzută în familia Giurescu, rolul unor istorici sau unui istoric în formarea identității naționale. Identității naționale. Da, amândoi, de fapt. Și tatăl, Constantin C. Giurescu, și fiul sunt adepții teoriei romanității poporului român și chiar au o carte apărută undeva prin 1935, Constantin C. Giurescu, în care susține clar originea latină a poporului român, dar nu uită în același timp să menționeze că suntem în același grad și urmași ai dacilor. În istoriografia românească există o polemică lansată încă de pe vremea lui Dimitrie Cantemir și preluată mai apoi de școala ardeleană, în care s-a încercat demonstrarea originii pur latine prin dorința obținerii de drepturi pentru românii din Transilvania. În acest context, acolo, istoricii școlii ardelene au exagerat puțin în acest sens, dar ardoarea cu care ar fi dorit să fie egali în drepturi cu concetățenii lor sau cu maghiarii, sașii, secuii, i-a făcut poate să
să vadă ceva mai departe în nobilarea doar în această origine latină. Mai ales că nu există în spațiul românesc o populație mai veche decât cea românească ca succesoare a dacilor, a romanilor și, eu știu, altor migratori care s-au perindat prin acest spațiu. În anul 90, atunci când îi se face invitația de a preda la Universitatea București, din partea doamnei profesor Zoe Petre, cred că a fost și rector al universității, a acceptat fără de tăgadă. Mărturile ulterioare ale domniei sale reflectă, de fapt, faptul că dacă ar fi ales să rămână atunci în America, probabil ar fi fost un dezrădăcinat și ar fi regretat până spre sfârșitul vieții acest pas, dacă el ar fi fost făcut. Este paradoxal, vă întrerup un pic ca să te apucăm. Tot astăzi, face 90 de ani, da, știu și asta. Un academician sau criptocomunist, ca să nu spun altfel, Mircea Malița, era ambasador în Statele Unite ale Americii în 1986, când în România se demolau satele și bisericile, ambasadorii români peste hotare trebuiau să justifice de ce se demolau și să ia apărarea regimului comunist. Dinu Giurescu pleacă emigrant în America pentru că apăra, se opunea demolarea satelor și bisericilor. Vă întrerup și eu acum. Dinu Giurescu are chiar o lucrare scrisă despre demolarea caselor și bisericilor din București. Chiar dacă nu mă înșel într-un interviu sau într-o emisiune televizată, știu că am urmărit o relatare a domniei sale, în care spunea că duminica prin București a ales să peregrineze cu un aparat de fotografiat și acolo unde întâlnea o astfel de acțiune, a fotografiat-o. Acele fotografii stau mărturie unei lucrări pe care domnia sa a publicat-o și care chiar am înțeles că a și fost premiată de către Academia Română. Alo? Bună ziua, domnule academician! Bună ziua! Vă deranjăm și la mulți ani. Vă deranjăm din Odobești, Vrancei, așa cum v-am promis. Să vă mulțumesc de la mulți ani. Să știi că mă mișcă faptul că m-ați adresat aceste urări, mai ales că Odobești reprezintă și orașul copilăriei mele. Și, mă rog, ne leagă multe. Suntem cu elevii în foaierul Casei de Cultură. Da. Și vrem să vă auzim de ziua dumneavoastră cu două cuvinte frumoase. Îmi pare rău că nu sunt în bună stare să pot fi acolo, pentru că e altceva să ne vedem unii cu alții, dar nu e nimica. Măcar așa. Știi, m-am gândit, acum când împlinești o anumită vârstă, că totul e să fii cu mintea întreagă și să crezi în meseria ta, meseria te va respecta ea însăși, așa că asta a fost gândul meu. Eu am crezut în meserie, ea m-a respectat și s-a ajuns pe ceilalți, pe cine are nevoie în specialitatea noastră, pe acelea să-l ajuți. Face foarte mult să ai sentimentul ăsta că ai întins, așa cum alții ți-au întins ție o mână, la rândul tău ai întins-o și tu altora care aveau nevoie de ea. Ce faci acum? Aveți clasă, oră? Suntem în foaierul Casei de Cultură cu elevii Liceului Teoretic și cu domnul director, da, tocmai pentru a vă ura la mulți ani și a vă asculta, măcar un moment, fie și telefonic, de ziua dumneavoastră, întrucât, așa cum spuneați, sunteți legat de Vrancea prin trei generații, în bunic, da, prin tată și prin mamă. Da, și nu mai spun că Vrancea, în Vrancea s-a născut și bunicul meu, nu? Și Mehedin. Simion Mehedin, sigur. Le spuneam mai devreme elevilor și discutam cu ei despre familia, despre arborele genealogic al dumneavoastră. Știi, am văzut o fotografie din anii 1890 ceva cu câțiva înaintași de ei mei și fruntași din Chios. Și probabil mi-am zis că am căpătat, am moștenit de la ei oarecare târzenie ca să pot să... Și ca jucătorul de box când ții de aper cu mâinile de lovituri de dușmanului. Face foarte mult să nu-ți pierzi cumpătul.
Bun. Noi vă mulțumim, nu vă mai obosim. Știm eu vă mulțumim. Vă mulțumesc din toate, asta este mers. Sunteți școala? Încă o dată, mi-ați sunat din partea școlii sau care este? Din partea comunității locale, deci din partea a comunității, a instituțiilor din Odobești, inclusiv din partea școlii și a celor care gândesc la dumneavoastră la nouă. Te rog să comunici colegilor și celor care gândesc, că mă gândesc la Odobești, mă gândesc la copilăria mea, mă gândesc la ceea ce am făcut cu toți împreună, mă gândesc și la momentele de restrișe, dar bine este că am ieșit într-un fel până acum din ele și o mai vedea ce o mai fi. Vă mulțumim, domnule academician. Eu vă mulțumesc din toată inima că m-ați sunat. Încă o dată, la mulți ani și să vă bucurați cu anii la care ați ajuns, demn și cu fruntea sus. Să dea Dumnezeu și vouă sănătate multă. Mulțumim din suflet. Sănătate.